you made clear. Escape that easily. What is that in your pocket? Show me! It's a bomb! USA headquarters. This is Agent B.J. Blazkowicz. Wake up the director. Tell him we have to meet as soon as I land. Nu m-au putut ține să nu las cinematicul ăsta că e prea fain. Ce pot spune? Bine v-am găsit la o nouă serie. Astăzi încep o serie de Wolfenstein. Ăla din 2009, hai, nu pot să sar peste asta. Hai, dau skip peste cinematic, ajunge când ne-am uitat la thrillerul ăla, super mișto thriller, deci și la Return to Castle și la asta thrillerul foarte bun. Cum termin jocul ăsta, mă apuc și de ăla de New Order din 2014, dar mai întâi să-l fac pe ăsta. Văd că are o grafică destul de faină. Hai să mă duc după tipul ăsta. Ok, deci să mă bag aici. Bun, hai că m-am și demejuit. Cred că l-au prins nemții pe ăla. Hai, du-te, du-te. Nu pot să fug așa pe cât, se pare că nu. Era cu ăsta, pachet de țigări. Mișto. Hai, du-te, du-te, du-te. Ia mă, F. Ok, hai că am găsit taur. Bun așa. Ce ciudat fuge ăsta, zici mai mult că e beat sau că șchioapătă, nu știu. Hai, sări, mai sări o dată. Du-te pe scară, hai Blazkowicz, du-te, du-te. Agent Blazkowicz, I'm Eric Engel. I work with the Kreisau Circle. Listen, we don't have long. There are Nazis fanning out through the station. Somehow they know about you. Hai, dă-mi coace goldul. Hai, mă, nu poți să iau armele astea. Acum pot să le iau, dă-le încoace. Ce fă, ne arată MP40. Hai Blazkow, du-te.
Nu pot să mă ascund așa pe pereți, gen ca la Brothers in Arms, sper că nu. Bun, l-am dilip pe ăla, hai mai aici pe geam. Uite, butoaie explozive. Am nu bubuie, așa. Simțem nevoia să bubui ceva. Luați de aici o grenadă pe care n-am aruncat-o bine. Nice. Hai, du-te, du-te. Mai ia acum o grenadă. Opa. Sper că e grenadă în spate. Boom. Mă, ce mișto arată cadavrele. Iam. Cât am mai urmat de glonț, lasă asta. Ma, hai că e mișto. Sistemul ăsta de urme de glonțe, sau cum s-o zice. Auci. Da, drag, ce stăteai acolo? Să bubuie. Mai e unul aici. Mă scuzați, am strănutat. Nu știu, dar cred că mai e acum o răceală. Îmi filmez clipul ăsta, e fapt. Îl și randez. E acesta. Încă puțin gold. Bun așa. Bun, hai să punem bomba. A, să țină apăsat ca să se monteze TNT-ul sau ce-o fi. A, dinamită, pardon. Fugi, Blașcău, fugi. Boom. Bun, hai că mi-a dat aici și o pușcă distanță. Stai. Te-am pe 40 și ăsta ce? Car 98. Cream că e la... Stai, nu bubă... A, ăsta nu-i bu... Grenadă fută. Dă-te mă la o parte, idiotule. Boom. V-ați dus, dracu, nu v-ați dus. A, fix în stâlp am tras. Ne, că ce o să sta? Dacă era sniper, mai ziceam. Dar în schimb, în ăla, în Return to Kestrel, aveam multe, puteam să car multe arme. Bine, nu ți le dădea pe toate de la început, dar mă rog. Aia era o mână. Gata, ăștia-s fost, gata, v-ați văzut dracu. A, ori mai fiind clădirea asta, ce-o fi. Nilai, mă, că vine. Cream că l-am delete în capul ăla, sper că nu. Aoleu, nu muri, nu muri. Grenadă, fugi, fugi. Fugi, Blașcău. Sper că nu se aude cum trag mucii pe nas. Ce mai îmi place e că ăsta nu obosește dacă îl pui să alerge. Bă, grafica e destul de bună pentru un joc din 2009. N-am ce zice. A, zui zoom așa, deși eu îl foloseam pe click dreapta. Dar mă rog. Ia încarcă. Pe aici mai e ceva de luat? De lutat, nu? Nimic? De aici, sau? Ba, nu. Ia, dă-mi coace pușca asta e distanță. Poc! Poc! Am tras pe lângă ea, pun... Numai pe lângă, trag! Scoate-mă capul la, de la cutie. În mână la cred că l-am dilipat, că avea sânge pe mână. Un bute care bubuie. Ce am dat focul ăla. Mișto jocul ăsta. Chiar e mișto. Chiar îmi place.
A, deci cred că pot să iau granada să o arunc înapoi, că mi-a părut o săgeată lângă granada aia când eram lângă. Să fiu atent data viitoare. Ok, că l-am lăsat. Am dilipat de la mitralieră. Puh, ce bubuie astea. Ok, știu să vină în parte. Clic dreapta. Oh, câți vin. Ce mișto e mitraliera asta. Ah, vin și pe deasupra. Uite, dracu, vin și pe sus. Ok, să nu țin apăs, am mult pas, accent 5, cum mai am luat săgeata, acum. Ok, bombă în partea aia. Sir Blasco. Hai că-și dă save, e bine. Boom! Asta trebuie să fie chestia albastră din thriller. Mamă, ce s-ar aici? Bun, și-a revenit și gravitația, nu știu că căcat trebuie să fie chestia asta, dar e fain. Iată aici am MP40 câte să... E posibil să rămâi fără muniție în jocul ăsta. E bine că îți dă muniție în draci, ca la celălalt Wolfenstein, ca Return to Castle-ul. Că e acum pe unde căcat trebuie să merg. Stai că... E ăsta aici. Am partea asta. Să mă duc pe semnul ăsta. A, pe aici. Ce-o bubuit aici. Hai, du-te. Iar au bubuit, frumos. N-ați murit, firat, să-i dracu. Dacă o star mai bun. Deci tablou cu nenea Hitler. Boom. Fuck, nu văd nimic. Ne-aș pune cu prea poți dai seama care trăiește și care e mort. Ce l-ai de... De unde căcat tot tragă ăștia? Bun, și ar veni și gravitația ăștia acum o să cazi, o să-și rupă cu... Ia încă o explozie, bun așa. Cum ziceam și la celălalt Wolfenstein, când aveam seria aia. Am zis că pot să-i dau cu arma pe stă gură, ca la Call of Duty, nu merge. Ce vreau să zic, ca la celelalte Wolfenstein-uri, văd că... E un pic cam exagerat acțiunea, dar nu foarte mult față de Call of Duty. Call of Duty tot jocul exagerat. Hai, aici atunci e al doilea război mondial, un pic mai SF să fie mai interesant și nu foarte exagerat. Cred că dacă ar fi să fac un top cu cele mai bune francize de jocuri, aș zice primele trei ar fi Counter-Strike, Wolfenstein și Far Cry. Astea trei o duc super bine. Și GTA-urile sunt faine. Dar o fi chestia cam și cam mult Wolfenstein când eram mic și de asta. Și sunt pasionat de cel al doilea război mondial la capitolul jocuri. Nu știu, dar jocurile pe tematica celor al doilea război mondial mi se par super faine. Nu e acțiunea foarte exagerată, adică... Na, arme foarte simple. Mai înveți și un pic de istorie. Altul care zboară. Boom! Încă una. Hai că am ajuns la capătul trenului ăla. Asta e locomotiva. Grenadă în partea aia. Boom! Ce mai văd eu e că aici mori sistemul de HP și asta e ca la Call of Duty. Sau ca la New Order. Cum e și New Order-ul. Da, asta ți se înroșește ecranul. Gen să parcă are sânge. De căcar mai trag ăștia încă unul aici. Gata, v-ați dus dracu. Boom! Cred că special a fost dat explozia asta ca să mă pot băga aici. Se pare că am ajuns afară. Hai, deschide ușa.
Aici Blașco are păr în cap. New Order n-are. Ok, o misiune făcută. Hai să mai fac una. Mai merge o misiune. Continuă. Nu știu, parcă în Return to Castle n-avea păr în cap. În pozele de pe net și nici în New Order. New Order e ras în cap. Dar bine, New Order a apărut după ăsta. Nu știu ce mapă pe aici, bla 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 bla. Deci trebuie să ajung. Acum, o, câtă mai mapă. Stai mă, ok, unde am rămas? Aici. Deci o să aici trebuie să ajung acolo, ok. Ok, deci să merg după boșorogul ăsta. Hai să chidem ușa să nu fim nesimțiți. Ia mă, ceva pe la etaj pe aici de lutat. Bla bla bla. Ia, mai pot să urc. Ceva interesant pe la etaj pe aici, n-o fi? Se pare că nu. Hai de înapoi la misiune. Băgăm în BC aici. Ce ca la... Nimă bani aici. De un pistol. Nu mai stai vorba cu ăștia, mă duc direct la misiune. A, să-mi agradez armele, hai că mișto. Amortizor, hai că ăsta e fain. Și mai am $450. Ce nu, la grenă și aș putea să le fac. Explozie mai puternică mă costă mult și la asta ce pot. Stai, stai, scope nu-i pot pune. N-am bani de scope. Baionetă, nu mersi. Amortizor și astea nu mai am bani. Hai că am pus amortizor la... Look, brother. It's the American who destroyed the munitions train. I saw this man fight. You know, the Nazis... Ce tu soare urât are ăsta. But don't worry. We won't turn you in. At least not yet. You think we can trust him, Anton? Just look at the fire in his eyes. Perhaps we could make a train. Ușa e încuiată, cred că trebuie să mă deschidă ăștia. This war never ends. Da, mi-a părut așa o mână să... A, aici se deschid și nu-i nimic. Bun. Și acum mai putea ascunde în dulapuri ca în Outlast. Ceva mai aftin să-mi pun pe aici? Nu. Să-mi iau muniție, hai că mi-am mai luat niște muniție. Dăm cu am muniție și pentru asta am full. A, e full, ok, gata. Acum pot să plec pe aici? Nu pot. A, mai e ușă aici. Încuiat. Drumul ăsta duce pe undeva. Nicăieri văd.
Da, nu de căcat trebuie să... Deva în direct. Trebuie să urc înapoi. Gat, bun. Hai. Cum se aude MP40 acum că are amortizor. Du-te, Blașcău, du-te, du-te, du-te. Says you're trustworthy. I think he's too quick to trust. Mai nimic de ciordit pe aici, niște bani, niște gold, se pare că nu. Ok, să plecăm de aici. Și asta e blocată. Cred că tot mai trebuia să fac ceva în clădirea asta. Spui să mă... Oho, încă puțin gold. Hai că e bine. Da, aici mai am ceva de făcut. Security will be drawn tight. We have no idea what the Nazis are up to there. It's a waste of time. You'll be shot on sight. But if you insist, I've marked your map with its location. Supplies, it's a black market hideout. You can trust the brothers who run it. Well, at least until your money runs out. One more thing. If the Nazis knew you were coming to the train station, then we have a mole. Watch your back, American. If you are captured, I recommend cyanide. Otherwise, you'll give us away, and I won't have that. Listen, BJ. Aia, că ajut am vorbit cu voi. Stai, mă, pe aici am venit. Hai să ies drept. Bă, dar le aveți pe frizuri să dea drept. Hai să mă duc la următorul checkpoint cu ăsta și după aia. Ok, și episodul că deja filmez de vreo 20 de minute. Bun, acum e deschis. Hai că mă mai împușc un pic cu ăștia. Și mișto-i cu amortizor. Nu mă împuși tu pe mine așa ușor, n-a zis prost. Op. Rupeți picioarele, bun. Nice.
ce-o bubuit aici? Ce-a văd că nu începe pe nicăieri. Dar ce fain e cu amortizoare pe 40. Cred că ăsta e primul shooter în care pot să pun amortizor pe MP40. N-am avut niciodată 40 sau 44 era asta. 40. Mișto rău cu amortizor. Pa, grenadă, dă-te în spate. Boom. Sistemul de tragere la fel e foarte bun. Jocul ăsta are o optimizare foarte bună. Chiar îmi place cum e. Cred că o ruptă asta piața gamingului în 2009 sau când a apărut. Da, da, în 2009 a apărut asta. Nu fac ăștia de la... Cine ori face Wolfenstein-urile? Nu ori face ăștia Wolfenstein-uri prea des, dar și când fac, e super grozave. Hai, caută, 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 caută ce trebuie. Ok, de ce este ceața asta așa de aici, nu știu. Ia, și aici mai de căutat. Deschide safe-ul. Adă bani încoace, gold-ul bun. Am în camera asta mai ceva? Văd că nu. Hai că își dau acum save, mă duc să închei misiunea asta și partea asta. A, mai trebuie să mă pușc. Ne mai împușcăm atunci. Ce-o văd că nu-i nimeni. Mie îmi convine. Asta nu pot să le sparg, se pare că nu. Ok. Hai că l-am eliberat pe ăsta. Bun, un ăsta te-ai găsit. Hai că încheie aici acest episod. Eu sper că v-a plăcut așa de început cum e jocul ăsta. Mie unul chiar îmi place, de sistem de tragere foarte bun, poveste bună, gameplay bun, grafică bună, are cam tot ce trebuie. Deci, din nou, cam atât pentru acest episod. Cred că filmez de vreo 25, aproape 30 de minute, dar nu e niciun bai. Măcar pe PC-ul ăsta nou se și randează mai repede videoclipurile și nici și pot să mai joc ceva până când se randează, mă rog. Hai, cam atât cu acest episod. Eu v-am lăsat. Ciao, les.